Prada deschide o nouă unitate de producție în afara Italiei. Gigantul de modă de lux investește în România, la Sibiu, unde construiește o fabrică care va avea un design inedit. Aceasta este proiectată de cunoscutul arhitect Guido Canali. În ceea ce privește salariile viitorilor angajați care vor lucra în noua fabrică, cei de la Prada anunță că veniturile nete vor fi mai mari decât media națională din acest domeniu. Un bărbat din Șura Mică a încercat să mituiască un polițist de la rutieră. Acesta i-a oferit 500 de euro ca să uite că, în urmă cu câteva zile, a condus fără permis și a fost urmărit în trafic de oamenii legii. Agentul a refuzat vehement și a sesizat specialiștii Serviciului Județean Anticorupție. Astăzi, procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus reținerea persoanei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, urmând a dispune măsuri în consecință. Sibienii sunt nemulțumiți după ce în Consiliul Local s-au votat amenziile ce vor fi aplicate proprietarilor de câini care nu adună excrementele animalelor atunci când ies la plimbare. Oamenii spun că pubelele speciale sunt insuficiente și multe distruse. În oraș sunt instalate 55 de astfel de coșuri speciale și urmează a fi aduse încă 40. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.